Bună seara! Ați schimbat ghiveciul? Se spală unul pe altul acum, uitați. Of, ce gură mare ai! Prim-ministru Marcel. Bună dimineața! Afară este superb, cam 18 grade, dar aici soarele este atât de plăcut, nu vă imaginați. Hai să dau mâncare la peștișori. Ăla vi l-am arătat și el. Când se duce la fund, el încă trăiește, dar mi-e milă să-l scot. Deși pisicile ar zice să-l dau afară. La serviere. El încă mișcă săracul, nu știu, mi-e milă de el. În fine, astăzi gătim. O să fac ceva simplu, ceva care știe să facă toată lumea. Foarte gustos. Sper să vă inspir. Nu neapărat că nu aș și dumneavoastră sau fac o rețetă specială, dar poate vă fac pofta. Așa că haideți să vă arăt ce am pregătit. Am fost la prima oră la cumpărături. O să fac mazăre cu cârnați. N-am găsit cine știe ce cârnați la magazinul de aproape. Ăștia sunt puțin afumați. Ciorizul ăsta o să dea și el, o să dea gust. Am luat două feluri de cârnați. Atât am găsit. Roșii decojite. Bineînțeles, mărar. Nu există mazăre fără mărar. Mazărea congelată. Am aici două pungi de 450 de grame. Și legume, ceapă, morcov, ardei capia și ardei puțin iute, turcesc. Încă mai am vreo 5-6 aduși de la Istanbul. Se poate face și mai simplu, doar mazăre, ceapă și cârnați sau în loc de cârnați pui, carne de porc, ce vă place dumneavoastră. Dar eu o fac așa, mai bogat, o sărată și bine farfurie, este și mai gustoasă. Astea sunt ingredientele. Pregătesc o olicică, aprindem focul și dăm drumul la treabă. Tăiem legumele, punem ceapa. Cuburețe, nu foarte mici, se și prăjește, se și fierbe, cam așa ceva. Morcovul este un morcov mai mare, îl dau pe din două. Uite așa. Și acum, așa e perfect, dacă era mai mic îl lăsam întreg. Ardeiul gras, nu foarte mic, așa și ardeiul, și ardeiul iute, ceva mai mărunt. I-am îndepărtat sâmburii și nervurile, alea sunt mai mici. Dar așa, el e dulce și foarte puțin iute. Foarte gustos. Astea sunt legumele. O să tai și cârnații. Ăștia ceva mai mari. Arată bine, iasă și gustul. Sunt gustoși?
Ăștia pot fi mâncați așa. Dar puțin tragi la tigaie, sunt nemai pomenți. Așa o să tai toți cârnații. M-am gândit eu mai bine, pentru extra gust, în loc de ulei, am pus o lingură de untură de mangalița și ceva sălină afumată de la Maramureș. Cea pe care am luat-o din târg, nemaipomenită este. Topim puțin sălinuța și prăjim imediat și cârnatul. Am gustat din acel chorizo, este nemaipomenit, ăla o să dea tot gustul. Și să limita asta. Vai de mine, ce bine miroase. Prăjesc prima dată cârnatul acesta care este mai crud. Și după 3-4 minute punem și chorizo. Ce mazăre bogată să iasă și gustoasă. Cam multă carne am pus. Să fie așa pe bogăție. Vreo 3-4 cârnați ăștia o să dispară. Îi mănâncă imediat. Cârnații mei s-au prăjit împreună cu sălinuța, cu chorizo, în untură. Opresc focul, îi scot acum, iar în uleiul ăsta aromat prăjim legumele. Prima dată, ceapa. Două, trei minute. Restul legumelor, morcov, arde capia și arde iute. Ce culoare! Puțină sare, nu prea multă, pentru că cârnații mei sunt sărați, vedeam la sfârșit cât mai trebuie. Încă un minut și punem mazărea. Sper să aibă loc. Le prăjesc pe toate puțin împreună, așa cam 5 minute. Se prinde și mazărea, gust de untură, untura aceea faină de la cârnați, de la slăninuță, de la mangalița. Sper să am loc. Cam multă mâncare am făcut. Cine vine la masă? Vă invit. Am mutat totul într-o olicică. Gaia era prea mică pentru așa ceva.
Așa. Acum, pun roșiile. Încă două minute și pe roșiile. Cârnații vin și aici să se împrietenească cu legumele. Oh, ce bunătate o să iasă. Cam mulți cârnați am pus. Și apă. Cam atât. Mă duc să pregătesc condimentele și peste 5 minute adăugăm și condimentele. O linguriță de zahăr, ca la orice tocăniță, tocană, jumătate de linguriță de chimion, păi ce condimente vă plac, boia dulce, două frunzulițe de dafin și cimbru. La foc mic, încă 10-15 minute. O bunătate. Mai are 5-10 minute. Gustați mazărea când este făcută. Așa, cu 5-10 minute. Pun și mărar. Asta aromează și parfumează. Ia uite ce bine se potrivește. Și cum miroase. Face mâncărică bună am făcut. Nu regret nici o bucățică de cârnat. Am zis eu că am pus prea mult, dar sunt atât de gustoși și au lăsat un gust bun. Sunt foarte mândru de mâncărica mea. Ce bine arată. Și gustul nu mai o spun. Eu n-am mai pus piper pentru că am pus ardeiul de la început. Am oprit focul. Să știți că mazărea asta a fiert puțin mai greu. Am fiert cam jumătate de oră. N-a fost o mazăre de foarte bună calitate. De fapt, mie cea mai bună mazăre mi se pare aia de la Bonduel, și la conserve și congelată. Bonduelul este numărul 1, punctul meu de vedere. Da, îți faci treaba și cu asta, dar a fiert ceva mai greu. Las acum să-și tragă sufletul, 10 minute și punem în farfurie. Gata, mâncărica mea de mazăre, cu cârnați și afumați, chorizo, cu slăninuță. Uitați-o și slăninuța. Ia să și gust. O să mai gust o dată, că vreau să facem și o prezentare. Încă puțin mărar. Și pentru că nu este suficient de iute, o să mai pun puțină de iute. Uite așa. Asta este mâncărica mea. O las puțin să se răcească și vreau să și gust. Abia aștept. A venit momentul. Ia.
luăm puțină mazăre. O să stric decorul acum, dar asta este. Cât de dulce este. Topește în gură. Puțin cărnat. Așa mai merge. Combinația perfectă. Trebuie să niște pâine prăjită acum. Am uitat. Să încercați această rețetă. Vă spun poftă bună. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați, ținem legătura și vă spun la revedere. Prăjesc repede niște pâine și mă pun la masă.